Statutul de funcționar devine din ce în ce mai atractiv pentru români. Creșterile salariale din sectorul bugetar, mult peste cele din privat, i-au făcut pe mulți să se angajeze în instituții publice. Diferențele se vor accentua și mai mult în anii următori. Abia în 2020, lefurile din companii vor avea un avans mai mare ca la stat, arată datele Comisiei Naționale de Prognoză. Anul acesta, salariul mediu brut va crește în mediul privat cu 12%, înseamnă o diferență de 700 de lei în favoarea celor angajați în sectorul bugetar. Tot prognoza oficială arată că un angajat din sistemul bugetar va încasa un salariu mediu brut de 3700 de lei pe lună. Este o creștere de 19,5% comparativ cu 2016. Datele se referă la angajații din învățământ, asistență socială și sănătate. Comisia Națională de Prognoză arată că abia în 2020 tendința de majorare a lefurilor la stat, începută de anul trecut, se va inversa. Salariul unui funcționar va depăși 4900 de lei comparativ cu 3800 de lei pentru un angajat de la privat. Banii de la stat tot vor fi mai mulți, deși rata de creștere va fi una mai mică. Rezultatul tine Sărbătorii mai ales și-au depus deja CV-ul pentru un post la stat. Salariile mai mari de la stat se văd cel mai bine în avansul consumului de peste 8% în prima parte a anului.